Da, acum se Audio. aude. Deci ești Vlad Mihai, de unde ești? De comuna Podurcului de sub Bacău. Așa, podul Turcului de la Bacău. Și unde ai lucrat? Așa Ce? cum inspectoratul județean Bacău. Unde ai lucrat? Am lucrat la Podurcul la un cioban, Tot în 22 de ani. satul de Baștena, la podul Turcului, da? Așa, la cioban ai Odată lucrat? m-am judecat, prima mandat în procesul, Dar m-au zis? de ce te-ai judecat? Că ai lucrat la el și nu te-o plătit sau ce s-a întâmplat? Ai lucrat la Da, stână. da, Cât da, da, da. Pentru timp? că am avut și eu niște animale la el, precum că am fost argat, fără plată, am fost bătut și în poliție, în domiciliul Podul Turcului. Când s-a întâmplat M-au zis? asta? Când s-a întâmplat asta? În 2018. Deci 2 ani în urmă te-a bătut poliția sau ciobanul? Și șobanul arăta cu gheaga după mine, Așa. pentru că nu e așa olilată, că nu e așa mama, De așa, mă înțelegeți, nu pot să vorbesc așa bine de stare am după înțeles. învorbire. Am înțeles. Deci te bătea Asta. și ciobanul, dar te-a bătut și poliția? Da. Pentru că a pus poliția pe el. Asta, el a pus poliția să o dată în mine, pentru că a intrat din nevasta lui. Și eu n-am fost agresiv de acela om viol în familia oamenilor. Înțelegeți? M-auziți? Aud, dar nu înțeleg. Deci ciobanul Domnul. ce? O pus poliția să te bată pentru că te-ai dat la nevasta Da. lui? Da. Și te-ai dat? Nu. Păi. Și nu te-ai plâns? N-ai scris plângere la parchet că polițiștii te-au bătut? Da, cu ce să fac eu atunci, domnule, că am fost șobai de capul meu, am fost și o amărâtă, fără casă, fără masă, fără... Am înțeles. Bun. Și cât timp ai lucrat la stână fără să te plătească? 22 de ani. 22 de ani. Doar te hrănea. Te hrănea și te îmbrăca. Vai de capul meu. Fără salariu, fără nimic. Că am fost chinuit, am fost vai de capul meu și prin ploi, și prin frig, și prin sudoare, prin ploi, prin vânt, prin mamă, Doamne iartă-mă. Bun, și ziceai că v-ați judecat. Când? Cu cine te-ai judecat? Soarea mea, i-am făcut o procură, Aha, și ea propun, să dea în judecată în am numele pus-o pe... dumitale. Așa. Și am pus-o pe soarea mea și de instanță. O Așa. plătit la avocat. O plătit la avocat 25, 30 de milioane la avocat. Acolo, de la Bacău. Da. Așa. Și după aceea, când s-o prezentat la instanță pe 22, pe 23 decembrie în 2018, că numai atunci au adus dosarul la instanță, la parchetul Judecătoria Podurcului. Pentru că cauză că acolo face șmecherii. Cu bani, cu brânză, cu niei, cu... Bun, și ce-o zis instanța? Instanță și a când s-a pierdut procesul. Și am zis, ea nu s-a urmea. Dar cum s-a pierdut procesul cu tu dacă ai fost amenințat de vreo 3 ori? Tu ai amenințat și pe tine de vreo 3 ori. Cu ce ocazie s-a pierdut de instanță? Cine a amenințat-o? Ciobanul a amenințat-o și pe soră. Da, pe sora mea. Da, Am înțeles. Și n-ați mers mai departe la curtea de apel, tribunal, ceva? asta depinde de sora mea. Săraca era fost și ea frică, săraca. Că pentru că îi făcea și probleme, îi dădea foc la cap, îi dădea o amenințare permanent că dacă faci așa, că așa, mai multe discuții, probleme în localitatea Pătrucului. Acolo s-au văzut multe șmecherii. Da, dumneata, ai buletin, ai capacitate de exercițiu? Buletin de Eu identitate, plecam... carte de identitate ai? Eu sunt născut pe 24 octombrie, vă spun de datele. Eu Da, sunt dar născut pe nu-mi 24 trebuie datele. octombrie. Te întreb dacă ai buletin, ai carte de identitate și poți merge la vot, de exemplu. A dispărut. Sunt curios dacă are discernământ sau... Poate are dizabilitate mentală. Poate se restabilește legătura sau... Eu am pierdut acum numai de exemplu mă duc și eu acasă, domnule, pentru că aș oblăti că am cumpărat și eu acasă, vai de capul meu, acum și eu.
Deci ai buletin sau vrei să-l faci abia? Mă auzit dumneavoastră? Abia acum te aud. Deci ai buletin sau abia vrei să-l Da, abia faci? să fac în decembrie, mai stau câteva luni de Alta zile. e expirat. Are buletin, dar e expirat. Am înțeles. Și el? Expirat în momentul de față, dar Am alta e înțeles. expirat. Am înțeles. Dar Expirat. el lucrează acum în altă parte, în alt județ. Da? Lucrați amândoi în altă parte, în alt județ, da? Lucrează, în Germania. A, în Germania sunteți, în afara țării. Ok, da, fără buletin nu putea să iasă din țară. Am înțeles. În În Germania. Germania. Da, am înțeles. Ați avut probleme de conexiune și de asta s-a auzit târziu întrebarea și răspunsul, dar e clară situația. Și acum Așa. Și în primul rând, eu vreau. vorbești la cameră ca să afle lumea ce se întâmplă la podul Turcului și la Da. Bacău, da? Bun. Am rugăminte la dumneavoastră. Da, Da. vorbiți. Vedeți ce cauți se întâmplă la Potorcu și la Bacău? Se vârte multe șmecherii. Multe șmecherii și la Bacău. Se vârte multe șmecherii de cauza că pentru nu se respectă legea. Că legea este articolul 291-292. Pe baza legea asta, nu se respectă nici inspectorul de la Bacău, pentru că inspectorul de la Bacău trebuia să lua interviu la persoană. Care au făcut urmea trei reclamați, săracul plângea prin telefon la mine, plângea. Auzi? Dar ea era peste Plângea hotare sau de săraca, ce plângea? ultimii ani nu pot să fac nică ni frică, că Ea era plecată ea afară? asta îndresa în domiciliul Podului. A, a rămas în sat, am Nu, înțeles. nu, nu, e acolo la domiciliul Podului. Am înțeles. Da, așa. Și a săracul s-a pus de plângere, că dacă nu mă scuta ea pe mine de acolo, eu am fost și chinez și ziua de azi, domnul. Crede-mă dumneavoastră, domnul, că poliția Podului îi bătaie de joc. Dar de Pentru ce? bucat de miel, pentru bucat de brânză pe așa. Dar de ce ai Spuneți. tăcut? De ce ai răbdat 20 de ani și dumneata și sora? De ce ați tăcut și n-ați zis nimic Dar 20 de ani? arată așa, domnul, că n-aveam cu cine să fac o treabă pentru mine, pentru că auză că am fost și eu amărât, am fost și eu căsătorit la casă de copii, am fost și eu văd de capul meu, domnul. Părinții mei deșteptați amândoi, mama are 3 ani, tata are 22-23 de ani de când mi-a deședat și nu aveam cu cine, domnul, că e faptul, domnul, credeți-mi și dumneavoastră pe mine că am fost chinuit și la caz de copii, am fost bătut și acolo, am fost băi de capul meu. Vă spun sincer, domnul, poate să mă adresați și pe microfon să dați convorbiri la inspectorat de la București, să aud și București, să aud că am fost chinuit, s-a bătut la Dumnezeu. Că e foarte greu să n-ai părinți să-ți ajute și n-ai și cu cine să-ți ajute. Am înțeles. Dumitru, Asta vrei e să zici tot. ceva? Ai arătat un deget? Nu, o zis mie să-i explic la dumneavoastră Am să înțeles. Că vezi vorbesc că și arăta un înseamnă. deget și am crezut că vrea să zic și el ceva. Nu, că la asta mai era un friez, că... Spune-te rog cum îl cheamă pe ciobanul acela, că înțeleg că dosarul penal a fost împotriva lui, nu? Când s-a judecat la Bacău. Da, domnul, da, domnul, că o minisat-o pe Stormea, Lasă pentru după 3 amenințare, dar ori. pentru robie sau nu pe robie a fost procesul. Chiriac Aurel Neculai. Chiriac Aurel. Bun, o scaut pe internet să văd dacă s-a judecat așa caz la Bacău. Sau la Podul Turcului, unde a fost judecata? Da, domnul. Ia uite, amule, că sunt dat-o la Nicolae, detalii. Chiriac și cum Nicolae? Chiriac Aurel Neculai. Așa o scaut. Așa zicea. Aurel Chiriac. Și el mai are stână acum? Cine mai lucrează la el? Nu mare să ne convândă-o pentru că am plecat de acolo, domnul. Pentru că au zis că s-o bătut joc și nu bătrân săracul muște la el cu trei capre, o fost argal la el și s-o bătut joc de el, domnul. Și acum nu mai Ascultați-mă, are. Acum nu dumneavoastră. mai are cine lucra și nu-i merge afacerea. Dar el avea Da. câștig, avea bani din oile cele, dar nu vă plătea pentru că Da, voia să domnul. aibă el mai mult. Da. Au făcut profitul mult, mischinarea mea, domnul. Am fost chinuit cu mâncare, cât stai la masă, cât mănânci. Mă gândeam, nu pot să zic pe restat de ce vreți face dumneavoastră. Am înțeles. Eu am înregistrat discuția asta Uitați-vă noastră. dumneavoastră pe internet Da. să vă arăt. Am înregistrat discuția noastră și o să o public Da. acum și întâi o să intru pe site-ul judecătoriei să văd dacă a fost așa caz.
Mulțumesc pentru încredere. Noroc și salutări lui Da, Dumitru. au fost, domnule, vă spun sincer. Eu ar trebui să verific ca să nu Nu, distrug să public de calomnii. într-adevăr. Am la dumneavoastră. Puteți să intrați și pe pagina mea pe Facebook, Mihai Vlad. Ah, ok. Bine. Progres, procuratul. Da, asta pe Facebook meu. Poți să intrați dumneavoastră de Ținem. Ținem legătura. Ținem legătura pe bine. Facebook. Mulțumesc pentru Bună încredere. Noroc, numai bun bine. Bună sănătate, domnul. Vă rog numai la bine. familia dumneavoastră, toate lumea. Stați-mă, domnul, pentru că am fost chimii, vai de capul meu, am fost, domnul. Vă spun sincer, că am fost, vai de capul meu, vai de zilele mele, că poate greu că șopan a arcat 22 de ani, fără bani și am plecat, mă scuzați, cu kilosurul să-mi pur în sănătate cu 10 euro, domnul. Credeți-mă, dumneavoastră, domnul, adică jocturia pe drumul școlului, jocturia cu asta la Bacol, se vârte multe șmecherii. Și eu vreau să vreau, eu legătură de la București, cu prefectul de la București, deși de când are e dreptul să calcă legea? Deși nu se respectă legea, justiția, România, domnul. De acord. Și dumneavoastră, și dumneavoastră puteți să închideți locul meu și dumneavoastră faceți treaba asta cum... cum ăsta colegul ăsta Dumitrescu, domnul. Vă rugă frumos din suflet, pentru că sora mea plângea săracă, a fost amenințat, a fost jignit, a fost să o puteți fi șor să se trimite în casă, să-i fure banii din casă lui sora mea, din aria bancă tare. Vă rugă frumos din suflet, domnul. Publicăm vă chiar rugă acum. Frumos. Bun, sănătate, la revedere. Poate dați mâine, poate nu mă găsesc pe mine, mă găsesc pe colegul meu, Dumitrescu. Pe Facebook, da. Ținem legătura. Cam și eu, auziți, am cumpărat și o casă în alte parte, în partea Galați. Ce să mai dau și eu, mă, acum, de ce vreți, mă duc cu 3.000 de euro, să mă achis și eu loc și ăla. Acoperișul, domnule, vă rugăm frumos, să vă faceți să-mi iau o pomană de asta. Dacă faceți o pomană, să vă arătă Dumnezeu sănătate la familia dumneavoastră, domnul. Îmi dă lecune, domnul. Statul trebuia, frumos, statul, organele de drept trebuia să te apere, să te protejeze. Eu pot doar cu mediatizare să fac apel la organele de drept să revizuiască dosarul acela, să-ți facă dreptate. Da, de dreptate, dumneavoastră dreptate face cu, face cu, o fost și un primar, o zis cu el la poliție, o arăjat toate treburile și pentru că ideea asta nu a făcut nici ca poliția pătrucului și cu parchetul de drepturile pătrucului. S-a călcat legea, domnul. Înțelegeți dumneavoastră, domnul, că acolo au zis, acolo s-au vorbit multe șmecherii, că am fost și bătut și în poliție am fost și am amendat cu 10 milioane în poliție pentru că zicea că a intrat de nevasta lui și sori mi-au zis, deși ne vin la mine, măi, să faci treaba asta. Na, mă scuzați alea, că na, mie dacă de amărât, de, na, t-o luat unea de prost și m-au dus, vai de capul meu, domnul, domnul. Să vă duc Dumnezeu dacă faci treaba asta pentru mine, poate ne găsim în România, vă dau 1000 de euro, vă dau. Nu trebuie să-mi dai, nu trebuie să-mi dai nimic, eu mediatizez chiar acum, dar întâi o să verific informația. Noroc, sănătate!